15. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Oameni buni, ceea ce facem noi acum este ceea ce s-a întâmplat pe vremea lui Ioan Botezătorul și pe vremea Domnului Iisus Hristos. Noi facem, toți suntem creștini, toți credem în Iisus Hristos, dar noi facem ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Amin. Și Domnul Iisus Hristos boteza oamenii. Ioan Botezătorul boteza oamenii. Sana. Și Domnul Iisus Hristos și Ioan Botezătorul boteza oamenii unde? La râu, la Iordan. Eu am fost la Iordan acolo și am botezat oamenii. Și noi facem ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos și ce a făcut Ioan Botezătorul. Noi botezăm oamenii. Pentru că Domnul Iisus Hristos a zis, duceți-vă, propovăduiți-le Evanghelia, adică cuvântul lui Dumnezeu. Și cine crede în Iisus Hristos va fi mântuit, adică va fi iertat de păcate și va avea viață veșnică. Hosana. Și Biblia spune cine crede și apoi ce face? Se botează. Noi avem acum aici 5 oameni care au crezut în Domnul Iisus Hristos și nu m-a crezut. Și oamenii aceștia fac și următorul pas. Zice, cine crede și se botează. Domnul să fie lăudat că acești Aleluia. Oameni au crezut în Domnul Iisus Hristos și acum fac și așa pasul este, acesta. Amin. Adică să și botează cum au făcut oamenii în vremea lui Ioan Botezătorul. Și crezând și botezându-se, ei primesc mântuirea și viața veșnică. Oameni buni care urmăriți acest lucru, aș vrea să vă spun că dacă vreți să ajungeți în rai, dacă vreți să fiți mântuiți, adică iertați de Domnul Iisus Hristos, dacă vreți să aveți parte de viața veșnică, trebuie să faceți ce au făcut acești oameni. Asta ne spune Evanghelia, asta ne spune Domnul Iisus, asta ne-a spus Ioan Botezătorul. Cine crede și se botează va fi mântuit. Dacă crezi în Iisus Hristos, atunci fă și următorul pas. Fă ce fac oamenii aceștia, botează-te. Și Domnul Iisus Hristos să te ajute la aceasta. Și aș vrea ca să ne rugăm și Aleluia. Pentru toți cei care sunt aici în jur, care au venit astăzi aici, nu la voia întâmplării ați venit aici, ci ați venit aici să vedeți ceea ce era pe vremea Domnului Iisus Hristos Aleluia. Și pe vremea lui Ioan Botezătorul. Să vedeți că Iisus Hristos și astăzi iartă păcatele, că Iisus Hristos și astăzi dă mântuire, dă iertare și astăzi Iisus Hristos dă viața veșnică. Mărire Domnului Iisus. Și să vedeți că și astăzi sunt oameni al lui Dumnezeu care cred în Iisus Hristos și care se botează. Aleluia. Și de aceea dacă vreți să aveți parte de rai, să aveți parte de mântuire, să aveți parte de viață veșnică, trebuie să credeți în Domnul Iisus Hristos și crezând în Domnul Iisus Hristos puteți primi mântuirea și viața veșnică. Dar trebuie și să vă botezați. Cine crede și se botează va fi mântuit. Cine nu va fi osândit. Dragii mei care vedeți acest lucru, cum vreți să fiți? Mântuiți sau osândiți? Mântuiți. Noi vrem Aleluia. Să fiți mântuiți. Dacă vreți să fiți mântuiți, atunci puneți-vă viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Credeți în El. Botezați-vă și primiți mântuirea și viața veșnică. Amin. Amin. Dați intre în apă. Și așa cum am spus în ordine, muzicanțe vin aici. Muzicanțe, muzicanțe. Mandați-mi mai mult. Vreau să... Mulțumesc! Bun! Pe unde mere? Trebuie să fie fratele bătrânul să intre în apă. Așa e, Rale, pe așa nu te chemăm. Domnul să te însănătoșească. Aleluia! Mere soț și soție, frate. Bărbați, hai, frate. Hai, mă, tu